De noi acum se află Dan Bucura, realizator selectiv. Bun găsit, Dan, mulțumim tare mult pentru prezență. Iată, vedem așadar această condamnare definitivă, dar nu putem să nu ne uităm și la mesajul postat anterior de Cătălin Cherecheș, care spunea că Dumnezeu, iată, l-a binecuvântat și crede în corectitudinea lui. Ei bine, se pare că nu a fost chiar așa. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Da, acum... ca să facem un exercițiu de sinceritate, nu cred că am auzit vreun condamnat, bine, exceptându-i pe cei care au plecat și pe care nu i-am mai auzit deloc, care să spună altceva decât că sunt nevinovat, sunt o victimă unui dosar politic și cred că Dumnezeu va face dreptate. E un discurs șablon. Deci n-a inventat roata Cătălin Cherecheș. E însă o pasăre rară. Dacă stăm să ascultăm spusele avocatului pe care le-am auzit și eu mai devreme la voi, în sensul în care încă se află pe aici, dar să spunem și asta, faptul că el se află aici se datorează și unui mers mult mai nu neapărat corect, dar mai dibaci, să-i spunem așa, al dosarului, în contextul în care procurorii de caz au menținut acest control judiciar sub diferite forme cât mai mult timp. Vă le reamintesc telespectatorilor că Dorin Cherecheș era sub control judiciar, deci dacă n-ar fi fost în țară sau dacă n-ar fi în țară astăzi, înseamnă că a plecat cumva ilegal. El nu putea pleca cum plecăm noi la, cu pașaportul, bună dimineața, haideți că mă duc în Italia sau haideți că mă duc undeva. Deci, din punctul meu de vedere, o sentință, un proces, până la urmă, o procedură gestionată corect de statul român în interesul său. Mai puțin, și vreau să spun și asta într-adevăr, n-am înțeles obstinația cu care magistrații de la forul superior au decis că doamna judecător, a cărei mamă face parte din dosarul amintit mai devreme de voi, trebuie să rămână și să dea sentința. Aici mi se pare, vă spun procedural, o mică greșeală ce va putea poate ulterior, cum deja s-a și avocatul, exprimat, da. Avocatul, să fie atacată. De ce? Adică e clar că era o situație, nu, eu nu i-a spune de incompatibilitate, că asta în primul rând nu trebuie să stabilim noi, dar o situație ciudată, o situație cu presiune, o situație anormală, în condițiile în care, repet, judecătorul respectiv, doamna judecător, avea pe mama sa parte în acel proces. Puteai foarte ușor să scoți magistratul de acolo, să mai dai două termene sau să mai lași să treacă timp ca cel care vine să se familiarizeze. Nu era un dosar mamut, nu era, eu știu, dosarul Revoluției sau dosarul nu știu care cu sute de pagini să zici că, domne, trebuie să-l ia un judecător de la zero, vai, mai pierdem ani de zile. Nu, ăsta era un dosar pe care în două, trei săptămâni un alt magistrat îl putea lua, parcurge și da o sentință. Dar, în spiritul legii. Nu știu dacă l-ai auzit pe avocatul lui Cătălin Cherecheș, și acesta spunea că mai are căi de atac și că va merge inclusiv la Curtea Drepturilor Omului. În opinia ta, crezi că până la urmă aceste căi de atac ar mai da vreun rezultat și ar putea la un moment dat să scape de această pedeapsă de 5 ani de închisoare Cătălin Cherecheș? Recursul în casație, sau bănuiesc că la asta se referea? Sau se referea la faptul că mai avea o cerere de strămutare a dosarului de la acea instanță, care până la urmă vedem că nu s-a soluționat, dar a fost dată decizia definitivă, vedem. Dacă n-am fi văzut cazuri în România post-decembristă în care aceste căi extraordinare să fi funcționat, aș fi zis că nu, lucrurile sunt închise într-o țară normală. Dar avem cel puțin 4-5 exemple, îmi vin mie notorii acum în minte, de persoane și personaje care și-au câștigat libertatea sau au întors de la alb la negru sau din negru la alb o sentință în aceste recurs în anulare, acum ai zice recurs în casații sau cum Dumnezeu le mai denumește codul penal, lucruri care, încă o dată, nu mi se par tocmai corecte, dar noi nu avem în România nici măcar răspunderea asta a magistraților bine și corect legiferat, așa că ce să ne mai mirăm? Ce facem cu sentințele în care ai negru la fond și alb la apel? Într-un dosar cât se poate de simple. Și uite, vă dau cel mai bun exemplu pentru telespectatori, că tot e acum la modă că s-a redeschis povestea din perioada pandemiei,
Cum rămâne cu Ionel, Adrian Ionel, bosul de la Unifarm, care a luat 6 ani sau cât naiba a luat vinovat definitiv în instanță, în primă fază, și la recurs zero. Du-te, nene, acasă, ești curat ca lacrima. Păi eu ce să înțeleg din sentințele astea ale instanței? Mulțumim tare mult pentru intervenția ta, Dan Bucura, în jurnal. Așadar, Cătălin Cherecheș urmează în următoarele 2 ore să se prezinte sau să aștepte polițiștii la ușă pentru a ajunge la penitenciar, așadar de la primărie direct în penitenciar primarul din Baia Mare, și merge mai departe.